O atmosferă de poveste este acum la locul de joacă din Parcul Cetate din Deva. Copiii, dar și adolescenții se vor putea bucura de acum înainte de acest loc de joacă minunat, cu oferte diverse. Primăria Deva a investit aproape 900.000 de lei pentru lucrările de reabilitare și modernizare a locului de joacă. Locul de joacă din Parcul Cetate a prins viață. Viu colorat, cu leagăne, balansoare, figurine pe arc, tobogane, bănci, spații verzi realizate cu rulouri de gazon natural și care au un sistem automatizat de irigare. Tartanul colorat are un aspect deosebit și înfrumusețează terenul pe care este turnat pentru siguranța copiilor. Nu au fost uitați nici copiii care au anumite nevoi speciale și pentru ei sunt locuri de joacă. Primarul Devei, Florin Oancea, își dorește ca acest loc de joacă să-i cucerească atât pe copii cât și pe adulții care îi însoțesc. Eu zic că arată extraordinar. Sunt împreună cu colegii din primărie. Acum se face recepția la terminarea lucrărilor și, după cum ați observat, tot colegii mei de la SPIGM au început să ridice gardurile. Maxim o oră, oră și jumătate, acest minunat loc de joacă va fi la dispoziția copiilor din municipiul Deva. O investiție de aproximativ 200.000 de euro din buget local, suprafața undeva la 1700 de metri pătrați, peste 1000 de metri pătrați tartan, complex de joacă pentru copii cu dizabilități, de asemenea, cum spun normativele, deci o investiție de sufleta mea ca primar, dar mult așteptată de toți copiii din Deva, nu doar de copii, și de părinți și de bunici. Parcul dedicat copiilor dispune și de un inedit loc de educație rutieră care include benzi de circulație, semne de circulație, treceri de pietoni. Cu o idee nouă, educativă, sunt, Dani, câte 8 sau 10? Avem prevăzute 10 locuri de parcare pentru mașinuțe, iar ulterior copiii, cât și unitățile școlare, pot să vină cu elevii și să învețe lecții de educație rutieră. E mult mai simplu să poți să înveți un copil când ai indicatoare, treceri de pieton, marcaje rutiere și e mai greu în școală unde totul e pe hârtie și noi considerăm că prin acest proiect am adus un plus atât din punct de vedere al distracției cât și al educației în locurile de joacă. Copii și părinți și bunici au așteptat cu nerăbdare acest moment. Abia așteaptă să-l încerce. Dar cum vi se pare? E frumos? Pare foarte fain. Aron, ce ai zis că e o pistă de alergare? Are și o zonă de educație rutieră. Ce părere aveți de această idee? E utilă. Utilă, cu siguranță. Trebuie să-i ajutăm pe copii să învețe mai mult despre cum să se țină singuri în siguranță, să se apere. Foarte spectaculos. E bine că am prins exact inaugurarea astăzi cu fiul meu. Tati, cum este? Da. Îți place? Mult? Există și un spațiu de educație rutieră. Ce părere aveți? Nu am ajuns încă acolo. Mă așteptăm puțin să crească. Dar cred că o să începem în săptămâna viitoare. Dar credeți că este o idee bună să există așa ceva în parc? De ce nu? De ce nu? Chiar e interesant. Educația rutieră s-ar putea aplica practic și la cei care se dau pe biciclete, doar atât oameni cât și copii. Este perfect. Edilul Devei, Florin Oancea, spune că și-a dorit ca acest loc să fie un spațiu cald primitor care oferă o gamă diversificată de activități, astfel încât să devină locul de joacă în care copiii sunt fericiți.